Bună ziua, în primul rând. O scurtă conferință de presă sau cât este nevoie pe câteva teme. Știți foarte bine, una dintre ele este destul de mediatizată, cea legată de ședința de Consiliu de mâine, dar să încep cu un alt subiect, cel legat de replantarea teiilor pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, un subiect care a început să fie discutat de mai multă vreme și suntem în faza în care putem discuta exact despre ce punem, când și unde. Săptămâna trecută am reușit să strângem datele asupra arborilor pe care îi vom planta pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, așa cum a rezultat în urma dezbaterii publice avută de-a lungul lunii septembrie în special. Aproape în mod covârșitor, am putea spune, ieșenii au cerut să fie replantați tei pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. S-a făcut o trecere în revistă la pepinierele atât din România cât și din afara ei. Am să dau câteva exemple. Pepiniera din Ștefănești, o pepinieră în Vaslui, o altă pepinieră în Olanda, în Ungaria și în Italia, unde s-au vizualizat efectiv arbori care pot fi plantați pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Condițiile care le-am discutat împreună cu Asociația Iași Iubește Tei și cu Asociația Dendrofloricolă, pe care o coordonează domnul inginer Lupu, sunt motivate de câteva aspecte, de natură urbană, cele legate de aspect, de natură științifică, să spunem, cele legate de posibilitatea de adaptare a speciei pe care o aducem la condițiile climatice ale municipiului Iași pe zona centrală. În cele din urmă, urma discuțiilor avute și cu domnul inginer Lupu și cu colegii mei de la Servicii Publice Iași, a reieșit că acest arbore trebuie să fie de o talie relativ mare, care va ajunge în jur de 5 metri, cu o circumferință dezvoltată, mergând între 25 și 30 de centimetri, care îi permite transportarea unui volum de pământ ce să nu asigure un risc major pentru prinderea acestuia, și desigur cu o coroană formată care să corespundă aspectului urban de care municipiul Iași are nevoie. Față de aceste trei condiții minimale, intervine, bineînțeles, și planul de plantare pe care l-ați văzut chiar expus în timpul dezbaterii publice. Astfel că, printre altele, vă putem da câteva exemple. La pepiniera din Voluntari nu putem să luăm arbori de acolo pentru că ei nu sunt replicați. Replicarea este o procedură, să spunem, pe care o folosesc cei care se ocupă de replantarea arborilor, încât arborele trebuie să fie plantat, scos, replantat, scos, replantat, astfel încât să nu existe risc de replantare, mai ales pentru arborii ornamentali. La pepiniera din Ungaria s-a găsit de asemenea un aspect estetic frumos, cu un preț cuprins în jurul la 174,19 euro pe bucată. Pepiniera din Olanda, de asemenea, dar o suspecie Tilia cordata, nu Tilia tomentosa, cu un preț de 479 de euro pe bucată. În Italia, Viva Ivano Guano se numește pepiniera, cu circumferința pe care am căutat-o și acolo, preț în jur de 170 de euro pe bucată. Și, desigur, cea de care am mai spus-o din județul Vaslui. Celelalte lucrează într-un regim forestier. În urma analizei făcute și cu domnul inginer Lupu, vom merge pe un preț care l-am găsit noi cel mai mic, de 170 de euro pe bucată, cu Tilia tomentosa, respectiv o circumferință de 27-30 de centimetri și cu o înălțime cuprinsă între 5 și 7 metri. Cam atât am putea spune. Perioada la care se va întâmpla acest lucru este motivată din două aspecte. Pe de o parte, teiul, specia tei, are o perioadă de intrare în partea vegetativă redusă datorată sezonului rece. Mai devreme decât salcămul japonez, va trebui să intre și salcămul japonez pentru a nu-l pune într-un factor de risc la replantare. După care scoatem salcămii, replantăm și salcămii și punem tei în locul lor. Va fi o acțiune coordonată, bineînțeles, de Primăria Municipiului Iași, în care vom avea și aspecte legate de voluntariat. Sunt foarte mulți tineri care vor să participe la acest eveniment și nu numai tineri. O să-i încurajăm, o să-i sprijinim, o să le punem tot ceea ce este necesar. Și, desigur, și multe cereri pentru replantarea salcâmilor. Între timp, avem mai multe cereri de la comunitatea ieșeană. O parte doresc în parcuri și noi am propus trei zone
Este vorba despre Esplanada Oancea, zona Alexandru cel Bun și Parcul din Dacia. Sunt zone, să spunem, care pot fi amenajate și cu această specie și avem și câteva cereri de la biserici din municipiul Iași care vor să amenajeze aleile de acces către biserică. Sperăm să fie o acțiune care să finalizeze în cele din urmă cu bine. Este o nouă măsură de deschidere pe care primăria a luat-o în ceea ce privește dezbaterea publică pentru teme care sunt de interes comunitar. Dacă sunt întrebări pe această temă. Noi vom aduce în jur de 120 de arbori. Ne trebuie în jur de 100 de arbori pentru a pune pe bulevard. Ne luăm și marja de risc la plantare, bineînțeles. Să-i avem din aceeași generație, la aceeași talie, vor sta în pepiniera noastră. Dacă se întâmplă ceva cu unul dintre ei, îl replantăm imediat ce sezonul permite, astfel încât să-i avem de fiecare dată la aceeași talie. Alături de ei vor fi aduși și buxușii necesari pentru a completa alineamentul stradal. Întrebare. Noi prognozăm în prima decadă a lunii noiembrie, funcție de comportamentul pe care o să-l aibă specia salcâm. Dacă salcâmul intră în pauză vegetativă mai devreme, ne apucăm mai devreme, dar vrem să nu punem în stare de pericol nici această specie. Deci am spus prețul per bucată este 170 de euro per bucată pentru cei 120 de bucăți aduse în municipiul Iași. Deci ăsta este prețul arborelui la pepinieră. Restul sunt costurile de transport. O să fie nevoie de 3 transporturi. Vi le-am dat exact să vi le estimați noastră. Vi le-am dat pe bucată. Dacă vreți mai mult de atât, vă calculați voi. Altă întrebare. Da, deci 170 de euro sunt în Italia, 174,19 euro în Ungaria, 479 de euro în Olanda. Nu, la vasul lui nu se replicați, aia de regim forestier. Vă rog, dacă mai sunt întrebări pe temă. O să vă dau exact denumirea. Viva Ivano Guano, dacă vă spune ceva. Da. Nu știu ce vă spun dumneavoastră, eu vă spun ce scrie. Mulțumesc. Altă întrebare dacă aveți pe această temă. Dacă nu trecem la ordinea de zi, ședință de... Poftim? Deci în jur de 2000 de euro pe transportul cu autocamioane de acolo și 170 de euro pe bucată de arbore, 120 de bucăți. Mulțumesc. Pentru ședința de Consiliu Local. Sunt aproximativ 30 de proiecte pe ordinea de zi, importante toate desigur, dar m-aș opri asupra câtorva dintre ele. Dacă doriți noastră alte întrebări pe temă, vă stau la dispoziție. Este vorba despre, bineînțeles, rectificarea bugetului local, sume care sunt alocate suplimentar pentru susținerea activității primăriei municipiului Iași, salubrizare, servicii publice în general, învățământ, școli, încălzire, plata unor facturi în ceea ce privește utilitățile. Avem de asemenea, tot pe ordinea de zi, dar nu se referă la taxele și impozitele locale pentru anul 2016, ci este vorba despre taxele speciale pentru autorizarea activității de administrare clădiri, așa cum ați văzut și în proiectul de hotărâre. Un proiect de hotărâre care vizează unele măsuri excepționale privind mutarea vehiculor pe domeniul public pentru acțiuni, inițiale erau pentru acțiuni edilitare și am completat regulamentul și pentru alte acțiuni prevăzute de primăria municipiului Iași, cum ar fi spectacole, concerte, manifestări publice, care pot fi atât de natură, să spunem, cultural, educativă, chiar și de natură, revendicativă din partea unor sindicate, etc. Racordarea iluminatului arhitectural al clădirii Mitropoliei Moldovei și Bucovinei la sistemul public. Știți foarte bine, acest obiectiv a aparținut primăriei municipiului Iași, dar datorită faptului că nu s-a finalizat în termenul în care noi l-am avut contractat, nu am mai putut să-l facem noi. L-a făcut Mitropolia, noi am preluat consumul alături de alte obiective de interes public, cum ar fi Biserica Trei Ierarhi, care este tot la noi, Mănăstirea Golia, Mănăstirea Cetățuia, Mănăstirea Galata, Biserica Bărboi, Biserica Sfântul Sava, etc. Avem aprobat sau spre aprobare cu Școala Uta Băncilă și Filarmonica Iași posibilitatea ca partea de, să spunem, activități ale Filarmonicii Iași se desfășoare în unele săli ale Colegiului Octav Băncilă cu aprobarea Inspectoratului Școlar
județean. Și o măsură foarte interesantă de care trebuie să țineți cont este vorba despre o modificare a organigramei primăriei municipiului Iași în sensul înființării Serviciului Coordonare Programe Culturale. Nu exista acest serviciu. Acest serviciu de coordonare de programe culturale va avea în vedere o coordonare unitară a tuturor instituțiilor din subordinea municipiului Iași care au activitate culturală și avem în vedere Ateneul Tătăraș, Casa de Cultură, Editura Junimea și viitorul Muzeu Municipal. Nu este vorba despre o direcție de cultură prin care ceilalți directori să fie în subordinea directă pe cale ierarhică, ci este vorba despre un serviciu aflat la îndemâna primarului, a primăriei și a Consiliului Local, prin care activitatea să poată fi coordonată în ceea ce privește programarea bugetelor, activitatea culturală și, în special, elaborarea unei agende culturale unice a municipiului Iași în susținerea dosarului de capitală a culturii europene. Un al doilea serviciu este serviciul relații comunitare și politici publice. Spunem noi un serviciu important pentru că trebuie să vină, așa cum s-a nuanțat în ultima perioadă, în sprijinul comunității, de acolo trebuie să ne vină cele mai importante idei preluate de la cetățenii municipiului Iași, care pot fi transformate în realități printr-o analiză cât se poate de obiectivă. Acest serviciu are în vedere susținerea legăturii cu mediul de afaceri și promovării Iașului, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere turistic, dar, bineînțeles, și ținerea agendei în relațiile internaționale, un birou de relații cu societatea civilă și un compartiment dedicat tinerilor, precum și activități sportive. Va fi un compartiment specializat în relațiile cu tinerii și sport. Să spunem așa, ca un element derivat din ministerul care coordonează această activitate, astfel încât la nivelul primăriei municipiului Iași să avem o decizie colaborată atât cu interesul tinerilor la nivelul municipiului, cât și cu politica națională, cea care este coordonată prin interiorul ministerului. Un al treilea punct pe ordinea de zi se referă la relația cu societatea civilă. Am reușit să finalizăm selecția și finanțarea unor proiecte către ONG-uri și am să le aduc în discuție. Este vorba despre Fundația Serviciilor Sociale Betanii, Servicii de Recuperare pentru Integrarea Socială a Copiilor și Tinerilor cu Dizabilități, cu o valoare de circa 26.000 de lei. O asociație Transit.ro, care se referă la generația online, expoziții de artă contemporană și proiect în spațiu public din Iași, 13.000 de lei. Asociația Salvați Copiii, 19.000 de lei. Fundația Comunitară Iași, Mentorat pentru Performanță, 13.000 de lei. Ancar Iași, Suport pentru Integrarea Copiilor cu Dizabilități de Autism, 10.000 de lei. Fundația Star of Hope, Pași pentru o Comunitate Inclusivă, 28.000 de lei. Asociația Eurodemos, Lider pentru Europa, 15.000 de lei. Asociația Păpădia, Alternative Comunitare pentru Persoane Vârstnice Dependente, 12.000 de lei. Și Asociația Sfântul Damian, pentru seniorii noștri, cu o valoare de 10.000 de lei, total în jur de 1,5 miliarde pentru asociații și fundații pe programul bugetar anului acesta. Sumele există în bugetul local și vor fi finanțate pentru proiectele pe care ei le-au propus. Dacă sunt întrebări. Trei întrebări. Una de la de Consiliul Local. Vă rog. Puteți nuanța puțin cum se face această activitate de ridicare a mașinilor de tipuri urbane, de ce se zice? Da, nu este o activitate de ridicare și aplicarea unei sancțiuni contravenționale pentru ocuparea domeniului public, pentru că legea interzice, ci desfășurarea unor activități legate de viața publică în general, în sensul că pe o distanță, dar nu mai mare de 100 de metri, mașina, dacă se află pe traseul unei canalizări care trebuie reparată, a unei plombe care trebuie făcută la asfalt, sau unei activități s-a întâmplat să ai un spectacol acolo și a rămas o mașină în mijlocul ei, o muți tot într-un spațiu public, bineînțeles sub asigurare, să nu o zgâri, să nu o strici, să nu o deteriorezi, și este informat proprietarul prin mijloacele de comunicare pe care le deține poliția rutieră. Mașina noastră este cu 100 de metri, mai la stânga, mai la dreapta, mai la deal, mai la val. Nu vă pot spune nimic despre brazi, vă spun despre tei și vă arăt și poze cu ei, că mai șerimează. Despre brazi, când vom vorbi despre sărbătorile de iarnă. Alte întrebări? Ce mai face domnul? Ce mai face domnul Berișan?
nu știu, sincer să fiu, rămân în continuare consecvent ca și în povestea cu pătrunjelul. Nu știu ce face domnul Vericianu, dar știu ce aș fi vrut să facă sau să facă. Din păcate, nu face nimic. Bun. Vă rog. Teatru de la Cub. Intenționăm să facem ceea ce am spus prin proiectul pe care l-am avut și în dezbatere publică atunci când discutam și despre parcarea subterană din fața Teatrului Național. Teatru de la Cub, mai bine spus, n-ar trebui să... Cubul de la teatru, cred că așa ar fi formularea corectă, este o construcție provizorie care a funcționat pe perioada în care s-au desfășurat activitățile de refacere, consolidare și renovare a spațiului de la Teatrul Național, absolut necesară și necesară și în continuare. Singura chestiune este legată de loc. Pentru că avem din ce în ce mai multe, să spunem, nu neapărat reclamații, dar observații față de aspectul urban, prin care acea construcție provizorie nu-și mai găsește locul. Din punct de vedere legal, putem oricând să dăm o dispoziție de desființare, pentru că autorizația a fost provizorie și este provizorie, până la data punerii în funcțiune a activității în Teatrul Național, acolo unde funcționează împreună cu opera. Din punct de vedere administrativ este simplu, din punct de vedere al activității teatrale și culturale, acolo încă se mai întâmplă evenimente importante ale Iașului. Propunerea noastră a fost destul de simplă, ca acea construcție să fie mutată pe o altă locație. De altfel, am mai avut o conferință de presă și o discuție avută cu Universitatea Tehnică Gheorghe Iasache, dar nu închide discuția, prin care ei s-au arătat de acord să ofere un spațiu public, desigur, în care să pună acest teatru și să funcționeze un teatru pentru tineret, fără a se suprapune, dar nuanțat pe partea de studenți, deci un teatru studențesc, în care actele de cultură se poată duce mai departe, ori făcute de către cei de la Teatrul Național, ori de către alte instituții care vor să se expună. Discuția a continuat cu conducerea Teatrului Național. Ei au spus că dacă teatru sau dacă cubul de la teatru este propus spre demontare, îl pierdem în favoarea orașului Piatra Neamț, a cărui teatru va intra în renovare, și a adus, să spunem, acest factor de risc. Eu nu cred că există risc, pentru că toată lumea este convinsă că Iașu are nevoie de săl de spectacol, mai ales că se suprapune activitatea operii cu activitatea Teatrului Național în același edificiu. Iașu are nevoie și de o operă, nu numai de un teatru. Și, desigur, va trebui să luăm decizia cea mai înțeleaptă, care să rezolve și aspectul urban, pe de o parte, și cel de funcționare a activității Teatrului Național, pe de cealaltă parte. Și sperăm să o găsim într-o discuție pe care o vom avea cu Teatrul Național din Iași. Ei sunt plecați acum la București într-un turneu care va ține până la sfârșitul acestei săptămâni, după care vom relua discuția cu dumnealor. Și a doua întrebare e legată de un protest al unor persoane vârstnice de pe Toma Cosma numărul 9. E acolo un teren concesionat de Cristi Stanciu, urmează să construiască un rog pentru sfat sau pentru 10. Dacă veți verifica, oamenii au adus deja memoriu, da. Numărul de înregistrare. E foarte, foarte mare diferența de la un regim de înălțime în 4 nivele și 10 nivele. Probabil că este o soluție arhitecturală cuprinsă între. Vom analiza și, desigur, vor încerca să luăm decizia cea mai înțeleaptă ca să nu prejudicem viața oamenilor din zonă. Nu trebuie să o înțelegem că suntem o frână în calea proiectelor care dezvoltă. Știți foarte bine că asta trebuie orașului în momentul de față, să aducem cât mai mulți investitori, dar toți cu măsură, cu măsura investiției controlată atât de regimul clădirilor existente, de necesitatea unei investiții într-o anumită zonă și de o conviețuire cât se poate de corectă și reală cu oamenii care trăiesc de foarte multă vreme acolo și, așa cum a spus dumneavoastră, bătrâni. Vom analiza exact cum a fost trimis acel memoriu. Nu este singura zonă din care avem astfel de memorii și la comisiile Consiliului Local de astăzi au mai apărut de pe strada Barbu Lăutaru o astfel de observație și de pe zona Moldovei, zona Smârdan, strada Moldovei, astfel de observații și încercăm să le găsim soluții cât se poate de raționale între necesitatea de a investi și necesitatea de a ține o viață urbană corectă pentru toți de acolo. Mulțumesc tare mult! Am retras mai multe hotărâri de Consiliu pe regulamente. Regulamentul pentru cimitire l-am retras, dacă ați observat. Pentru asociațiile de locatari l-am retras. Și cred că mai era ceva. Așa. Le-am retras de ce? Pentru că la regulamentul pentru cimitire trebuie să facem și noi o diferență. Iașu are un specific foarte important
alăturat de alte mari orașe ale României, cum ar fi Bucureștiul cu cimitirul Belu, noi avem cimitirul Eternitate. Nu putem trata în acest regulament cimitirul Eternitate, la fel cum tratăm cimitirul Buna Vestire. Cimitirul Eternitate are nevoie, să spunem, de o acoperire mult mai largă, este un cimitir monument. Am intrat în legătură cu o asociație internațională de protecție a cimitirilor monument și vom semna un protocol perioada următoare și vom nuanța regulamentul de funcționare a acestui cimitir exact în direcția pe care am spus-o acum, plus că mai e nevoie și de alte observații. Cel cu asociațiile a fost, să spunem, un demers făcut de doamna sau domnișoara Anca Preda. N-am primit nicio observație, este adevărat. Mă gândeam că o să o fac. Când a făcut-o, probabil că n-a avut timp să studieze. Dar eu zic că încă nu este oportun în momentul de față, până când nu vedem și observația ale consilierilor puse în scris, pentru că de asta l-am retras cu o lună de zile și sperăm să o facă. Plus că mai am și eu niște observații personale asupra modalității de împărțire a energiei termice în condominiu. Observație venită urma discuțiilor avute de săptămâna aceasta luni la Asociația Municipiilor din România. Alte întrebări? Păi nu sunt observații legate de modalitatea de împărțire a costurilor într-un condominiu. A fost o discuție și cu ANRSC-ul, o să vedem exact cum intervine și ANRSC-ul. Este vorba despre o rectificare de buget majoră făcută de Guvernul României privind susținerea cu aproape 700 de milioane de lei a orașelor în vederea asigurării energiei termice perioada iernii prin programe de dezvoltare care cuprind și condominiile. O să încercăm să ne adaptăm exact la legislația modificată în ultima perioadă. Acum, noi am primit... Sigur, eu n-aș vrea decât să păstrăm cadrul corect și legal la unei abordări. Pe lângă faptul că veniturile atrase din venituri proprii pe impozite, pe clădiri și terenuri sunt inisifiante la nivelul cheltuielor pe care le are municipiul Iași, acolo este doar un demers electoral lipsit de relevanță. Noi suntem de acord și dacă o să citiți proiectul de hotărâre cu atenție care a fost pus în spațiu public spre dezbatere, nu creștem impozitele, nu avem nicio creștere de impozite și taxe locale în afara celor prevăzute de codul fiscal. Nu știu despre ce vorbesc dumnealor, cred că n-au apucat să citească. Deci nu au... În afara minimelor prevăzute de codul fiscal. Acolo prevede foarte clar codul fiscal și vă rog să-l studiați de altfel, dacă aveți timp, dacă nu. În principiu am înțeles demersul dumnealor. Dacă dumneavoastră ați fi la guvernare, colegul noastră de la opoziție ce ar spune? Să vă bateți ușa în cuie, ca să nu aveți pe unde intra.